Bună, dragilor, și bine v-am regăsit astăzi cu un nou clip. Vreau să vă vorbesc despre produsele pe care le-am cumpărat eu în ultima perioadă. Pe câteva dintre ele le-am încercat, pe altele nu prea. Despre unele am o părere, despre altele nu. Deci, pe parcurs, vă voi lămuri în legătură cu asta. Și sunt și câteva neproduse pe acolo. Deci, sper să vă placă. Dăm drumul la clip. Ca să le dau repede din calea mea, evident, în orice clip de-a meu trebuie să existe un deodorant, nu? Acesta este de la Balea, se numește, este deodorant fără aluminiu, White Gloss. Arată așa și mi-amintește de parfumul Good Girl de la Carolina Herrera. Miroase foarte bine, preferatul meu evident este Dove, cel pe care vi l-am prezentat în clipul cu favorite, pe care îl voi linkui în descriere. Dar este foarte fain și ăsta, îl găsiți la DM. Un șampon! L-am primit la Yves Rocher, de la Yves Rocher, când am făcut o achiziție sau mi-am făcut, refăcut car sau ceva genul ăsta. Și nu-i foarte, adică nu m-a uimit, nu prea l-am încercat, vedeți că e de-abia început, dar prima oară când l-am încercat, adică eram absolut indiferent, adică nu mi-a plăcut, nici nu mi-a displăcut, eram meh. Deci, nu știu ce, că ar fi pentru radiance, ca să radieze părul, habar n-am, nu știu. Mai vedem despre asta. Demachiantul pe care îl folosesc în ultima perioadă este acesta de la La Roche-Posay. V-am mai spus că am schimbat gama, m-am axat acum pe La Roche-Posay, ca să vedem cum, să văd cum reacționează tenul în legătură cu problemele pe care le aveam eu, coșuri și tot alea. Îmi place apa asta micelară, n-am încercat-o suficient de mult, însă nu am observat că nu îmi place, ceea ce este bine, e bine și așa. Mai vedem despre cum o să evolueze lucrurile, însă momentan îmi place prin simplul motiv că nu mă deranjează cu absolut nimic și demachează bine. Deci, îmi place. Este 400 ml și este varianta pentru ten sensibil. Mi-am recumpărat și acest burețel de la Real Techniques. Vedeți că este de bea... Oh, Doamne! Am făcut ca în triburile alea, nene! Oh! Vedeți, nu l-am deschis, dar îmi place foarte mult burețelul ăsta. Mi se pare cea mai apropiată variantă de Beauty Blender care există pe piață. Este la jumătate de preț, spre deosebire de Beauty Blender, și am să-l folosesc în mod evident. Încă un deodorant. De fapt, mai am două deodorante. Stați așa. Treaba asta de la Cosmia, care cică tot așa n-are aluminiu, dar... E de la Rolon, mie nu prea-mi place, nu prea mă înțeleg eu cu astfel de deodorante, cred că l-am folosit odată, de nou. Dacă vă înțelegeți cu asta Rolon, să știți că ăsta de la Cosmia cică n-are aluminiu. Scrie pe față că n-are aluminiu, dar pe spate nu scrie nimic, deci nu știu ce să zic. Și altul este cel de la Nivea. Este o chestie interesantă. Este efectiv un spray. Care are mirosul specific Nivea, arată așa, e destul de greu, e în sticlă de sticlă, spune că nu are aluminiu, dar e 12 lei sau ceva de genul ăsta, nu ai foarte mult și efectiv, vedeți, e ca un, e un spray, nu-i deodorant, nu are pulverizatorul acela continuu. Nu am să-l recumpăr, mă chinui să-l termin pe ăsta, dar nu. Trecem încet încet la chestii mai interesante. Pudră de volum, aceasta de la Taft, Schwarzkopf, de fapt. E o pudră în regulă, este, îți încălcește foarte tare părul, gen îți încurcă așa părul la rădăcină, de aceea trebuie să pui foarte puțin, adică să nu torni așa, pur și simplu torni și masezi. Ideea este să masezi așa sub păr și dai pe asta deasupra, exact cum ai tapa. Ce am observat eu că funcționează foarte bine este în combinație cu tapat, adică tapez părul și peste tapaj pulverizez, scutur puțină pudră din asta și apoi masez. Și așa am remarcat eu că rezistă cel mai bine și are și cel mai bun efect. Dacă doriți ceva pudră de volum care să vă țină părul ca lumea, încercați-o, dar aveți foarte mare grijă cum o folosiți. Un toner de la Pixi. L-am găsit la Sephora, a fost în jur de 50 de lei.
este glow tonic și are 5% acid glicolic. Acest acid glicolic, în teorie, ar trebui să ajute cu eliminarea petelor, hiperpigmentației cauzată de acne sau toate astea. Cred că trebuie folosit o anumită perioadă de timp ca să vezi dacă funcționează sau nu, însă eu am credere că o să funcționeze. Vreau să-mi iau varianta mare, vreau să-mi găsesc un produs, este un produs de la The Ordinary, care are 10% cred, acid glicolic, numai că este mereu out of stock. Și dacă reușesc să le iau până la, o să fie super, dacă nu, asta recumpăr peste, dar de pe ASOS, pentru că acolo am văzut că au varianta de 250 ml, asta are 100 ml. Și este și un preț mai rezonabil pentru produsul pe care, cât produs primești, pardon. Și îl folosesc doar o dată pe zi, seara. O mască de la Sephora, am primit de ziua mea. Este o mască cu argilă, Blue Clay Mask de la Sephora și aici scoți masca. Are puncte forte și puncte meh. Ce apreciez este că este în acest ambalaj și este foarte simplu să pui masca, că pur și simplu eu iau pensula mea, pun și întind pe față. Din punctul ăsta de vedere este mai avantajoasă decât pudra de argilă pe care o prepar tu. Însă, ce îmi place la pudra de argilă de la Asla Vital este că se îndepărtează extrem de ușor, spre deosebire de alte pudre de argilă pe care le-am încercat. Asta se îndepărtează foarte greu, adică chiar trebuie să insiști și să dai cu multă apă călduță și să stai acolo până se duce. În rest, e o pudră de argilă, teoretic purifică, nu văd diferențe extraordinare, dar nici n-am cum, pentru că ideea este să curețe și să mai purifice tenul. Nu știu dacă am să o cumpăr eu, o să vedem, mai vedem despre asta. Acest produs este tea tree, ulei de arbore de ceai. Ce face acest ulei de arbore de ceai? Este un ulei esențial pe care e foarte bine să-l folosești și ca ulei esențial, să-l pui într-un difuzor sau ceva, dar și ca să usuce coșurile. Însă, trebuie să ai foarte mare grijă cum îl folosești, pentru că usucă extrem de tare zona. Și recomand folosirea cu un bețișor din acela de urechi, pui puțin și dai exact pe coș unde ai tu nevoie, pentru că de altfel îți va usca foarte tare pielea. În rest, funcționează foarte bine, natural, îl găsiți în farmacii și costă până în 20 de lei, categoric. Mi-am cumpărat și niște gene de la Ardell și arată așa. Sunt Wispies. Stați așa să scot. Așa arată. Mie îmi plac foarte mult, nu le-am încercat în mod evident, dar și atunci când le voi încerca, le voi tăia și le voi le voi face să se potrivească ochiului meu. La prima vedere îmi plac pentru că au banda foarte subțire și eu m-am chinuit cu niște gene cu bandă foarte groasă și sper să fiu mulțumită de ele. Mai mult decât atât, nu știu ce să vă spun. Eu le-am cumpărat de pe Auro și am dat 20 de lei pe ele. Și trecem la machiaj! Am o grămadă, o grămadă, o grămadă, o grămadă. Aceasta a fost luna corectoarelor, pentru că mi-am cumpărat 3. În primul rând, Fit Me de la Maybelline, în nuanța 10. Este un corector care are acoperire foarte bună, însă nuanța 10 este, dacă nu, tenul, nuanța tenului meu poate puțin mai închisă chiar. Și ideea e că poți corecta, numai că sub ochi trebuie să mai dai cu un corector mai deschis pentru a și ilumina, pentru că nu iluminează. Însă nuanța 05 este cea care iluminează. Găsiți la Auchan și la Carrefour și este în jur de 28-30 de lei. Pe acolo se învârte prețul lui. Și mie îmi place, este un corector foarte bun. Astăzi am dat o comandă pe Auro și mi-au venit aceste două corectoare, despre care am auzit foarte, foarte multe lucruri din afară, și anume Liquid Camouflage High Coverage Concealer de la Catrice și celebrul Conceal and Define de la Makeup Revolution, care se spunea că este un duplicat pentru Tarte Shape Tape. Într-adevăr, are dita mai aplicatorul, exact ca cel de la
Dark Shape Tape. Eu cred că chiar au vrut să fie foarte asemănător cu Dark Shape Tape și asta nu mi se pare un lucru rău, având în vedere că e cel mai lăudat corector la momentul actual. Pe asta nu prea l-am încercat, de asta nu știu ce să spun. Sunt destul de deschise. Asta sunt dată cu cel de la Makeup Revolution. Sunt destul de deschise, mi-a fost greu să aleg pentru că la unul erau puține nuanțe, vreo 5, la unul erau vreo 2 nuanțe. Mi-a fost greu pe site, dar bine măcar că nu sunt mai închise. Dacă sunt mai deschise, le faci cumva să funcționeze. Combini cu un astfel de corector care are nevoie de ceva mai deschis, oricum. Asta de la Makeup Revolution, într-adevăr, are acoperire foarte bună și au și un preț super gen. Am dat ambele, s-au stat între 15 și 25 de lei. Nu au fost niciun dintre ele mai mult de 20, 25 de lei, ceea ce mi se pare super ok. Și de-abia aștept să le încerc mai mult timp, să spun mai multe lucruri după aceea. La capitolul de rujuri, vreau să vă arăt două rujuri. Aceste două. Este un ruj lichid mat și un ruj lichid care nu este mat. Cel mat este de la... ce-a fost asta? De la Miss Sporty. Este o nuanță de roșu din gama Matte to Last, 24 de ore, lip cream. Este un ruj mat care se usucă extrem de rapid, care rezistă foarte bine, culoarea este opacă, este uniform... Costă 12 lei și îl găsiți atât la Auchan cât și la DM, probabil la, în orice loc în care se găsesc produse Miss Sporty. Mie îmi place foarte mult, mai am și un nude. Chiar merită rujurile astea, 12 lei și sunt super faine. Acest ruj de la Essence m-a păcălit puțin. Este Eco, nu, Color Boost Vinylicious Liquid Lipstick. Și ăsta este cel de la Miss Sportica, am uitat să vi-l arăt. Este un ruj. Aplicatorul îmi seamănă foarte mult cu cel de la Rihanna, de la Fenty Beauty în nuanța Stana. Scrie Liquid Lipstick și am crezut că va fi mat, dar este extrem de lucios. Asta este singurul dezavantaj, că eu credeam că este mat, deci mă așteptam la altceva și când am văzut că Edita e luciosul, m-am întristat un pic, dar nu prea am glosuri și nici rujuri foarte lucioase în colecția mea, așa că este binevenit. Costă cam 14 lei, cam așa, l-am luat de la DM și o să vedem. De obicei eu port mai multe rujuri glossy, așa, pe timpul verii, pentru că atunci, nu știu, am impresia că arată cel mai bine. Pe timpul iernii este mai mult așa cu rujurile mate și pe timpul verii, gata, scot de la naftalină toate rujurile glossy. Dar vom vedea despre asta. A, și la ăsta este nuanța Woody Rosy, iar la cel de la Miss Sporty este nuanța Vivid Red, 300 Vivid Red. Tot de la Miss Sporty am și acest rimel, Can't Stop the Volume Pump Up Booster. Eu sunt foarte pretențioasă la rimeluri, din gama asta de drugstore ieftină, de drogherie, nu prea îmi place niciunul în afară de L'Oreal Paradise Aesthetic. Prin urmare, nici acest rimel nu mă încântă, nu-mi dă suficient, pentru că, în părerea mea, am niște gene mai dificile și au nevoie de curbare, alungire și volum. Deci au nevoie de toate și nu mă satisface per total rimelul ăsta, însă îl voi da cuiva care se va bucura de el. Acest gel de sprâncene de la Essence, Blondie Brows, în nuanța Blondie Brows, Make Me Brow. Este un gel de sprâncene care mie îmi place foarte mult. Din nefericire nu și fixează, mi-ar plăcea foarte mult să și fixeze genele, însă doar le dă o culoare. Mie îmi place mai mult nuanța Soft Brownie Brows, însă am greșit nuanța și am luat Blondie Brows. Asta este, mă descurc foarte bine cu el, nu mă deranjează, dar ca idee, de Auchan, super ieftin, până în 15 lei.
Și acest fard lichid de la Essence, Metal Shock Eyeshadow, este a doua nuanță din această gamă pe care o am. Asta este așa un rose gold. Și îmi plac foarte, foarte mult aceste farduri pentru că sunt extrem de pigmentate, sunt așa metalice și foarte, foarte opulente. Ia uitați. Deci e fantastic, tot până în 15 lei și îmi place super, super mult. Și prin urmare mi-am luat și această nuanță pentru că mai aveam un auriu. Am și două pudre, Stay Matte, mi-am făcut refilul la ea pentru că cealaltă era distrusă. N-am desfăcut-o încă, însă Stay Matte-ul este o constantă în colecția mea, deci nu putea să lipsească nuanța transparent. Și această pudră de la Maybelline, Fit Me, în nuanța 128 Nude. Este o pudră care pe toată fața arată foarte bine, însă sub ochi e prea închisă, astfel încât trebuie să setez cu altă pudră, dar pentru restul feței este foarte în regulă și îmi place. Iar ca fond de ten am acesta Rimmel London Lasting Finish 25 de ore cu SPF 20 în nuanța 100 Ivory. Asta sunt dată cu el, îmi place acest fond de ten, sunt mulțumită momentan de el, nu știu dacă are acoperire full-full, ce-i drept, eu l-am și folosit cu burețelul, adică cu Beauty Blender-ul, care e bine știut că absorbe destul de mult produs, însă probabil cu o pensulă voi avea acoperire mult mai mare, dar momentan îmi place, sunt mulțumită de el, l-am luat de la Demeter, îl găsiți și la Auchan și vă recomand să căutați mai bine în magazine să vedeți unde au prețuri mai mici, pentru că de obicei la DM sunt mult mai scumpe, nu mult mai scumpe, dar sunt mai scumpe. Și vreau să vă arăt și ce articole de îmbrăcăminte mi-am mai cumpărat în ultima perioadă și sper să vă placă. Să-mi spuneți dacă vă place ideea asta să incorporez și altceva decât produse de frumusețe în haul-urile mele, la dezamăgiri, la toate astea, pentru că mi-ar plăcea, de ce nu? Văd că stă aici în fundal și vreau să vă arăt această geacă de piele de la Pimkie. Am dat, ea costă 119 lei. Arată așa. Vă inserez imediat și clip. Este mărimea S. Și chiar îmi doream o geacă de piele și peste tot erau super, super scumpe și am găsit-o pe astea la Pimkie și chiar sunt foarte mulțumită de ea. Și chiar îmi place. Mai am și această șapcă bască de la H&M în mărimea M. Am dat 60 de lei pe ea și îmi place foarte, foarte mult acest stil. Căutam o astfel de bască, numai că nu găseam niciuna care să-mi placă suficient de mult și să-mi stea suficient de bine. Mai apoi, această rochiță, foarte, foarte drăguță și foarte veselă de altfel, de la Îmbrăcățica, pentru care dacă introduceți când dați comandă pe Instagram sau pe Facebook, linkurile evident în descriere le găsiți, codul Cezara20, primiți 20% reducere la comandă. Este o rochie care mie îmi place foarte, foarte mult. Am postat și pe Instagram o poză, de fapt două, în care purtam rochia și personal consider că mi se potrivește extrem de bine culoarea. Mai apoi, acești pantofi absolut superbi de la Bershka, pe care mi-am dorit foarte mult. În primul rând mi-am dorit foarte mult acest gen, fiind compromisul perfect între pantofi înalți, totuși să nu fie popinci și culoarea evident foarte vie și foarte drăguță. Am dat 100 de lei pe ei. M-au bătut puțin prima oară, dar ar trebui să-i dau cu niște cremă înăuntru. Dar sper că mă voi descurca mai bine pe viitor. Mai apoi, am niște papucei de casă și anume ăștia sunt de pe ASOS, sunt așa cu unicorni, nu sunt purtați încă. Au aici codiță în spate, sunt adorabili, sunt mărimea S. Da, deci sunt de pe ASOS și sunt absolut adorabile, îmi plac foarte, foarte mult și sunt super dulci. Nu știu exact cât au costat pentru că i-am primit cadou, însă sper că mai, cred că îi mai găsiți pe site, deci dacă intrați la papuși de acasă pe ASOS, mă gândesc că ar trebui să îi găsiți. Și ultima pereche de pantofi, dar nu cea din urmă. Această pereche de sandalo-botine struțocămilă de la Missguided. Le-am cumpărat de pe site-ul Missguided. Mi-am dorit foarte, foarte mult modelul ăsta. Mi-a plăcut și culoarea. Dacă le mai găsesc pe site,
Evident vă pun în descriere să vedeți și poate vi le cumpărați și voi. Sunt mărimea 3, adică cea mai mică, în echivalentul nostru ar veni cam 35. Nu sunt din piele, sunt din imitații de piele întoarsă, însă mi se pare că arată foarte bine și este o culoare care, părerea mea, mă complimentează. Mai apoi, acești cercei absolut superbi de la Happiness Boutique. Evident, link în descriere, nu știu de ce mai continui să mai repet. Am două perechi, mi-am dorit foarte, foarte mult niște cercei cu ciucuri și chiar mi se potrivesc super, super bine. Nu sunt foarte mari, de obicei cercei cu ciucuri sunt extrem de mari, ăștia sunt suficient de mari, însă potriviți pentru mine, care sunt absolut minusculă. Am postat și o poză pe Instagram, de asemenea, postez foarte mult pe Instagram, nici nu știu de ce nu mă urmăriți. În care purtam cercei cu ciucuri și o alta în care purtam acești cercei statement, care cu adevărat atrag toate privirile, deci n-ai cum să treci neobservat cu ei. Aveți și la ei un cupon de reducere, pe care evident îl găsiți în descriere. În continuare, această rochiță de la Pull&Bear. Nu știu dacă am să o găsesc pe site, pentru că eu am cumpărat-o dintr-un outlet din Cluj. Îmi plac mult și consider că mă avantajează foarte bine rochițele care au merigoi. Îmi place, dacă ați văzut, acest baby blue albastru pastel este un light motiv al colecției mele de haine, pentru că încă îmi plac foarte mult culorile astea. Iar ultima, dar nu cea din urmă, este această bluză pe care o port, care arată așa. Vă pun imediat și clipul. Îmi place foarte mult această bluză. Am luat-o de la Shinsai sau Shinsai, nu știu exact cum se pronunță. Am dat în jur de 70 de lei pe ea sau 60 de lei. Mi se pare un preț super bun. Și mie îmi plac astfel de culori pastelate pentru primăvară-vară. Și categoric am suport o grămadă, presimt acest lucru. Și cam asta este tot pentru clipul de astăzi. Eu vă mulțumesc foarte mult de vizionare și sper că v-a plăcut ceea ce v-am arătat. Dacă vă face plăcere să vă uitați la clipurile mele, mi-ați face o foarte mare bucurie dacă v-ați și abonat la canalul meu, apăsând pe acel clopoțel de aici, de jos, pentru a fi notificați de fiecare dată când postez și numai atunci când postez, deci nu să fiți spămuiți degeaba. În cutia cu descrieri găsiți și linkul meu de Instagram, pentru că acolo postez foarte des, îmi place foarte mult Instagramul. Cu alte cuvinte, noi ne revedem în următorul clip, iar până atunci eu vă pup dulce-dulce și vă îmbrățișez. Mua!